seara, stimați respiratori de juveni, vă spune Rădulescu Viera și vă invită să urmărim împreună o emisiune realizată cu invitatul nostru în această seară. Este vorba despre reputatul om de cultură, specialist în istorie, geograf, domnul profesor Emil Păunescu. Domnule Emil Păunescu, bine ați revenit la noi. Bine v-am găsit și îmi face plăcere să continui emisiunea de data trecută legată de muzeele din orașul și județul nostru. Dumneavoastră, săptămâna trecută, ați intrat într-un subiect care este drag giurgiuvenilor, anume că pe teritoriul acestui județ s-a petrecut istorie, s-a făcut cultură, s-au întâmplat multe lucruri importante pentru istoria românilor. Poziția geografică ne-a avantajat, ne-a dus și necazuri de-a lungul timpului, dar pământul acesta al Blașcăi este plin de urme ale trecutului și de elemente care demonstrează că împotriva vicisitudinilor istoriei populația din această zonă a supraviețuit și a păstrat tradițiile, le-a transmis urmașilor și ar fi păcat să nu le conservăm, să nu acționăm în sensul cu mijloacele secolului 21, bineînțeles, în sensul de a ști ce s-a întâmplat și de a înțelege că există un fir conducător dincolo de epoci, de etnii, de evenimentele petrecute care particularizează această zonă a țării noastre. Data trecută, dumneavoastră ați atacat subiectul Muzeul Județean de Istorie. Știu că puteți să ne prezentați și alte fațete ale acestei instituții. Da, o fațetă importantă care este chiar fațeta originală, fiindcă muzeul a fost întemeiat practic de un arheolog, i s-a dat numele unui arheolog, și primul său patrimoniu a fost constituit din piese arheologice. Deci, la sfârșitul deceniului al treilea, începând de prin 1928, marele profesor universitar de la București, Ioan Andrieșescu, care era directorul Muzeului Național de Antichități din capitală, a întreprins o săpătură în satul Oinacu și acolo s-au descoperit urmele unei necropole, a unui cimitir din secolul al IV-lea după Hristos, al populației băștinașe daco-romane, care se pare că deja era creștinată. Obiectele descoperite în cimitirul de la Oinacu au fost numeroase. Exista ritul de înhumare a morților cu depuneri de mâncare în vase de lut, care după credința strămoșească însemnau că oamenii pleacă într-o lume mai bună și să aibă apă și mâncare pe drum. Acest obicei explică inventarul bogat al mormintelor, spre deosebire de alte epoci, alte situații în care se găsesc eventual numai scheletele cu un inventar extrem de sumar sau chiar fără niciun inventar. A dus la București Andreescu o bună parte din aceste oale cu mijloacele timpului, cu căruțele, cu
Dar a sugerat prefectului județului că i-ar putea lăsa aici la Giurgiu o parte dintre ele. Ele erau de multe ori asemănătoare, erau deja lucrate la roata olarului și deci erau produse oarecum de serie, am spune. Da. Și cu condiția să le păstreze și să le expună. Deoarece prefectul era el însuși profesor de istorie, era vărul lui Nicolae Cartojan, Alexandru Cartojan, un excelent dascăl al liceului Ion Maiorescu, dincolo de politica pe care o făcea, a fost receptiv la această propunere și a inițiat măsura ca prefectura județului Vlașca să înființeze un muzeu. S-au schimbat guvernul. Numai că noul prefect, că avocatul Anghel Rădulescu, născut la Copaciu de Ghimpați, da, un om de mare cultură și care a făcut ceea ce de multe ori la epoca postdecembristă nu întâlnim, fără să se răzbune pe predecesorul care făcea altă politică, și-a însușit ideea și a dus-o mai departe. Și în 1934 s-a înființat acest muzeu. La sugestia lui Andrieșescu i s-a dat numele postului lui profesor de la Facultatea din Iași, care era giurgiuvean de origine. Acest Teohare Antonescu, primul universitar român din generația lui Nicolae Iorga și al lui Simion Mehedinț, al altor mari nume ale culturii române de la sfârșitul secolului al XIX-lea, deci spuneam primul universitar român care a întemeiat disciplina arheologiei la Universitatea din Iași și care s-a ocupat de marile monumente ale etnogenezei românilor, adică de trofeul de la Damclisii, de Sarmișe de Tuza Regia și de columna lui Traian. E bine, a mai făcut o sugestie Andreescu, l-a indicat pe unul dintre elevii lui preferați, proaspăt profesor de istorie, Dumitru Berciu, să fie directorul noului așezământ. Ceea ce a și făcut fără salariu, voluntar, dar e adevărat că prefectura i-a asigurat bani pentru săpături, că aici trebuia să ajungem. Deci primele șantiere arheologice de reputație europeană pe care le-a condus Dumitru Berciu în județul nostru au fost în localitățile Petru Rareș, un sat pierdut în pădure, nu? Astăzi, Tangâru, Dăstoienești, uh-huh. Și în aceste localități a găsit urmele unor locuiri neolitice extrem de valoroase pentru știință. A extins cercetările și a săpat în 1943 și în 1948 și în Gorgana de la Pietrele. Da. Unde mai târziu, cu o jumătate de secol mai târziu, au reluat săpăturile cei de la Universitatea din Berlin și este șantier internațional în funcție și în acest moment la Pietrele. Muzeul, după venirea regimului comunist, a trecut printr-o perioadă de transformări, dar principala lui activitate a continuat să fie cea arheologică. S-au deschis noi șantiere, importantul șantier de la Izvorul, de la Cacaleți, și în comuna Gogoșari. Ce s-a găsit la Cacaleți, domnul Emil? Deci, o altă necropolă de secol IV
Și surpriza cea mare a fost și o necropolă de secol VIII, din perioada în care nu era clar cine locuia pe aici, ori existența a zeci de morminte din asemenea epocă a demonstrat că nu era pustiu așa cum dușmanii originii noastre susțin. Mai mult, probele materiale găsite de arheologi atestă o unitate de cultură pe întreaga suprafață a României de astăzi, care, fără să fie spectaculoasă, fără să fie o altă civilizație, este totuși a unor oameni băștinași, constant, care există sedentari, se ocupă cu agricultura. S-au găsit mici unelte sau semințe sau alte lucruri care probează că făceau așa ceva, în vreme ce neamurile care s-au acei migratori care s-au perindat pe aici erau războinici și atunci când se înmormântau, se înmormântau cu arme, nu cu brăzdare de plug sau cu topoare de defrișat pădurea, sigur că da. Oricum este important de știut că s-au mai făcut cercetări la Frătești, apoi și dincolo de actualele granițe ale județului s-a participat la săpăturile inițiate încă din epoca antebelică la Zimnicea, unde sunt resturile mai multor civilizații, inclusiv a unei mari cetăți dacice. Cetate dacică a fost săpată și pe teritoriul județului nostru, în localitatea Popești, Popești de Mihăilești, da, care este identificată de savantul Radu Vulpe cu antica Argedava, da? Au fost făcute săpături de membri ai Institutului de Arheologie din București în, și în alte zone ale județului nostru, dar spuneam că muzeul din Giurgiu și-a extins cercetările la distanțe mai mari de centrul său. Cele mai importante și cele mai spectaculoase descoperiri s-au făcut în satul Sultana, comuna Mănăstirea, județul Călăraș, unde la ora asta continuă cercetările sub egida Muzeului Național de Istoria României, dar piesele care fac fala acestui șantier, început la indicația lui Pârvan încă în 1924, deci vă dați seama că e deja aproape centenar. Da. Dar piesele cele mai spectaculoase a avut norocul să le găsească un fost coleg al nostru, actualmente plecat în Canada, domnul Isăcescu, a descoperit așa numita strachină cu îndrăgostiți. O piesă rituală, probabil utilizată în cultul fecundității, în care două mogâldețe realist modelate, el și ea, cu sexul bine conturat ca să nu existe dubii, e bine, acești așa zis îndrăgostiți au fost botezați de noi datorită unei surprinzătoare poziții pe care o întâlnim și astăzi la toți tinerii care sunt la primele
fiorul ale iubirii, el o ține pe ea protector cu mâna pe după umeri. Are 6300 de ani această piesă. Și asemenea descoperirii care l-a făcut celebru pe fondatorul muzeului nostru, pe Dumitru Berciu, adică gânditorul de la Cernavodă, da. Deci o statuetă tot neolitică și tot într-o deci gânditorul de la Cernavodă a fost descoperit de Dumitru Berciu. De descoperit, sigur că da. De, impresionează aceste statuete din vremuri preistorice prin calitatea artistică, prin realismul pozițiilor și nu sunt numai niște jucării sau niște lucruri făcute așa mai rudimentar. Ori gânditorul de la Cernavodă aș putea spune chiar un simbol așa al culturii naționale. Apare el este sigur că da, da. Una din piețele care reprezintă chiar Muzeul Național, de aceea și noi am ales Trachina cu îndrăgostiți drept piesa numărul 1 a muzeului nostru. Deja ea a călătorit pe alte continente și se pregătește să plece la o mare expoziție în China. Actualmente este în custodia Muzeului Național pentru această expoziție reprezentativă pentru civilizația românească și a fost selecționată, ca să mă exprim cu un termen în sport, și este o mândrie pentru noi acest lucru. Nu este singura de această valoare, ele sunt mai multe piese clasificate deja în tezaurul țării. Și revenind la șantierele arheologice din județ, nu putem să uităm pe cel chiar din orașul nostru, pe cel al cetății din insulă, pe cel al cetății fondate de Mircea cel Bătrân, probabil pe urmele unui tur de apărare mai vechi din epoca bizantină, dar în orice caz titorul este celebrul voievod, undeva se pare că între 1390 și 1395 a realizat acest lucru, fiindcă din documentele ulterioare el este prezent practic anual să supravegheze dezvoltarea acestei cetăți. Există o reședință domnească la Giurgiu în epoca lui. Și șantierul de la cetate a avut o primă cercetare în 1955 cu colaborarea Institutului de Arheologie din București. Marele arheolog Ion Barnea, care a fost ales ulterior membru de onoare al Academiei Române, a condus atunci lucrările. A fost reluat cu Muzeul Militar Național în 1976. Tânărul ofițer Dan Căpățână, care a terminat cu gradul de colonel și care a desfășurat acolo ultima campanie în 1997. Șantierul condus de domnul Dan Căpățână a existat cu concursul Ministerului Apărării Naționale, dar și cu concursul muzeului nostru, da. Fiindcă Muzeul Județean de-aia are acest titlu, are jurisdicție pentru toate cercetările care se fac pe teritoriul județului. Da. Și, din păcate, niciunul din tinerii care s-au perindat, tinerii giurgiuveni pasionați de istorie care s-au perindat pe acest șantier, nu s-a specializat în arheologie medievală.
Așa că domnul Căpățână, atunci când a ieșit la pensie, n-a avut cui să predea ștafeta. Pe de altă parte, s-au schimbat condițiile istorice, politice. Nu ne mai puteam bizui pe ajutorul gratuit al armatei și practic ar trebui ca la cetate să se redeschidă cândva șantierul. Asta era următoarea mișloace... întrebare. Ar mai fi de săpat la cetatea Giurgiului? Cel puțin 50%. Deci ceea ce s-a decopertat până acum reprezintă decât o jumătate din ziduri. Este loc pentru continuarea cercetărilor, dar nu merită să fie reluate fără a le salva pe cele deja decopertate prin restaurare, prin conservare, la nivelul la care se face acest lucru oriunde în lume. Noi am făcut anumite mici acțiuni de conservare la modul primitiv. Da. Unele și-au arătat totuși valoarea, fiindcă rezistă. Acolo unde nu am putut face, zidurile se macină și dacă nu se intervine într-un timp rezonabil, ele vor dispare. Apoi, continuarea săpăturilor necesită nu prezența unor hârlețe și unor roabe, ci prezența unor instalații costisitoare, benzuri, lante, chesoane pentru a se putea să săpa sub nivelul apei freatice, da, e o problemă. E o problemă SF în momentul de față. E adevărat că în ultimii ani primăria s-a preocupat de situația monumentului și se caută soluții pentru a avansa propuneri pentru a obține fonduri europene. Să vedem ce se va întâmpla în anii viitori. Oricum, acest șantier este vital pentru dezvoltarea turismului cultural în orașul nostru. În sfârșit, aș vrea să readuc în discuție potențialul de pe teritoriul județului care fie din diverse motive a fost distrus, fie încă poate fi salvat și există semne că nu suntem singurii care suntem preocupați de așa ceva. Exemplu negativ, da. Au existat muzee școlare la Băneasa, la Vlad Țepeș, la Dobreni, care odată cu dispariția inițiatorilor cadre didactice cu dragoste de locurile unde profesau, au dispărut și ele. A existat dorința de a face un muzeu în cel mai important punct de popas între București și Giurgiu, la Călugăreni. Am salvat o clădire monument, o școală tip Spiru Haret, cu bunăvoința Băncii Naționale a României, cu concursul mai multor muzee din capitală, cu sprijinul unor inimoși cetățeni originari din Călugăreni care au făcut sacrificii materiale, care s-au zbătut pentru asta, numai că marea masă a locuitorilor și reprezentanții lor legal de-a lungul timpului, deci nu este un atac la actualul primar sau la actualii consilieri locali, cu o perseverență demnă de o cauză mai bună, indiferent cum i-a chemat și indiferent ce culoare politică au avut, s-au comportat ca și cum nu sunt mândri că aparțin
unei asemenea localități istorice. Există, din fericire, și șansa unor puncte muzeale păzite prin natura îndelenicirii celor care aleg haina călugărească. Avem mănăstirea de la Comana, unde starețul, care este și doctor în istorie, a deschis un muzeu în subsolul stăreției și are toată deschiderea pentru a-l îmbogăți și a-l dezvolta. Potențial pentru deschiderea unui muzeu de artă religioasă și de tradiție creștină este la mănăstirea de Măicuțe de la Găiseni, fostul schit istoric Strâmbu. Da. Și desigur că asemenea preocupări pot apare și în alte locuri, poate la Centrul Cultural Pastoral Gabriel Dugănescu de la Florești-Ploienești. Oricum, din partea Episcopiei Giurgiului există deschidere în această direcție. Aș vorbi cu plăcere despre preocupările unor cetățeni, în primul rând a unor profesoare, doamna Romica Marin de la Cartojani, satul Cartojan, comuna Roata de Jos. Este un loc cu bune tradiții etnografice și acolo s-au strâns niște artefacte care ar merita să devină o expoziție permanentă. În sfârșit, aș aminti de cea mai recentă surpriză plăcută, cea a colegilor noștri de iubirea istoriei, deși nu sunt istorici profesioniști, din Bolintin Vale. Este locul unde Asociația Culturală condusă de domnul Vasile Grigore a inaugurat acum de în ajun de Sfântul Dumitru o expoziție permanentă, un nucleu al unui posibil viitor muzeu al orașului Bolintin. Și am avut plăcerea să o vizitez și să constat că există potențial în această direcție. Revenind la Muzeul Județean, da, în afară de cercetările arheologice și de cele de natură etnografică care, din păcate, în lipsa unor specialiști au bătut pasul pe loc în ultimii ani, există și alte genuri de colecționare, de patrimoniu imaterial, de probe ale amintirilor. Mai avem în mijlocul nostru oameni în etate care sunt, din fericire, lucizi, unii au și talent de povestitor cu memorie excepțională și care ne pot furniza informații despre epocile trecute. Ne pot furniza informații despre oameni care au trecut pe aici. În trecute emisiuni cu dumneavoastră am vorbit despre trecerile prin Giurgiu ale unor mari personalități ale culturii române,
Ionuca Caragiale, Mihai Eminescu. Permanent descoperim informații care ne arată că locul prin poziția de port al Bucureștiului la Dunăre, prin faptul că de-a lungul timpului aici au profesat o serie de minți strălucite ale acestei țări, au atras prezențe strălucite aici la Dunăre. Mai spuneți-ne seara aceasta. Păi, așa pe repede, cum se zice, da. Mi-a venit în minte numele celui care a scris prima carte de natură turistică, să spunem, la noi. Este vorba de marele scriitor Alexandru Vlahuță, autorul acelei frumoase cărți România pitorească. Vlahuță, în perioada în care a călătorit pentru a se documenta în vederea scrierii acestei cărți, de multe ori a călătorit însoțit de ginerele său. Poate mulți telespectatori nu cunosc cine era ginerele lui Vlahuță, sim, care era o leacă mai bătrân decât socru. Este vorba de marele nostru pictor Nicolae Grigorescu. N-am știut. Și în copilăria și tinerețea noastră, casa în care au fost găzduiți la Giurgiu Vlahuță și Grigorescu, care aparținea unui distins naturalist care se numea Bartolomeu. Casa aceasta exista încă. Ea era pe strada numită astăzi Mircea cel Bătrân, în perioada interbelică se numea Alexandru Lahovari. Da. Și în perioada în care venea Vlahuță la Giurgiu se numea strada Sfântul Nicolae, fiindcă era strada care duce la Biserica Sfântul Nicolae, nu? Este casa de lângă actualul sediu al Rom Telecom, deci de lângă Palatul Telefoanelor și vis-a-vis de Biserica Bunavestire, Biserica Greacă. Acolo a locuit în perioada războiului și până când s-a stins doctorul Toma Moraru, doctor renumit, care a lucrat pentru fabrica de zahăr danubiană și tatăl lui Dinu, unui inginer renumit, inginerul Dinu Moraru. Deci în casa lui Moraru venea. Da. Iată Vlahuță, de Nicolae Grigorescu, de vizitele unor asemenea personaje. Aș vrea să completez despre Nicolae Grigorescu, pe lângă faptul că e unul dintre cei mai mari și faimoși pictori români. Nicolae Grigorescu a fost într-adevăr un mare iubitor de călătorie și el este printre pionierii celor care au descoperit și pus în valoare masivul Bucegi. Să ne închipuim că la sfârșit de secolul 19, început de secolul 20, să tăiase calea ferată până la Sinaia, pe Valea Prahovei, și Grigorescu îl întâlnim adeseori cu rucsacul în spate, mergând pe văile Bucegilor către platou și înapoi. De fapt, el a format, din punct de vedere al istoriei turismului, prima asociație de turism din România. S-a numit Trinitatea Vremelnică. Mulțumesc pentru completare și e firesc să se fi apropiat de Bucegi în condițiile în care stabilise cartierul general la Câmpina. La Câmpina. Oricum,
permanent avem... Dar n-am știut că Grigorescu a fost căsătorit cu fata lui Vlahuț. Da, avem permanent indicii despre alte și alte prezențe uitate, da. Fiindcă despre unii știm deoarece ei au lăsat mărturii scrise, și-au publicat amintirile sau urmașii au publicat scrisorile sau alte documente. În cazul în care asemenea lucruri nu s-au întâmplat, iar cei care știau au dispărut fără să lase mărturii scrise, lucrurile se complică. Da. Și reușim din mărturii indirecte să reconstituim unele relații cu totul surprinzătoare. Aș mai da un exemplu. Mai un exemplu care este fabulos. Un mare revoluționar, un mare om politic, un mare economist, un prim-ministru al acestei țări, de cu tot o altă factură decât cei care s-au perindat în ultimii ani, Ion Ghica, prinț de neam, care dincolo de originea lui aristocrată a fost toată viața un muncitor și a fost un om al progresului. Ion Ghica a avut o moșie în satul Cucuruzu, la 20 de kilometri de Giurgiu. Și a intenționat să pună în aplicare pe această moșie ceea ce văzuse ca ambasador în Anglia, ceea ce profesase de la tribuna Senatului, de la tribuna Ateneului Român, și care le-a și publicat sub formă unor convorbiri economice, de, am zice astăzi, mecanizare a agriculturii. Ca atare, Ghica a importat din străinătate mașini agricole care au venit cu vaporul la Giurgiu. La Giurgiu le-a instalat pe care special amenajate și le-a cărat la Cucuruz, unde le-a pus să lucreze. Deci unele din primele trăierători mecanice, din primele batoze cu aburi, din primele din județul nostru, au funcționat pe moșia model a lui Ghica, unde el participa efectiv în timpul campaniilor de culegere de foarte multe ori, așa cum ne-o dovedesc scrisorile către soție. Relația în familia Ghica între cei doi soți este de natură modernă, deci în vreme ce multe alte familii domina bărbatul și femeile încă purtau sarcini exclusiv casnice și erau trecute undeva în departe de a fi partenere egale în, chiar în, din punctul de vedere al codului civil. În familia Ghica și din acest punct de vedere există relații extrem de afectuoase și de moderne și fără să fie sub papuc, Ghica raportează soției tot ce se întâmplă la moșia. La moșia din Cucuruz, da. Trecerile prin Giurgiu ale lui Ghica nu au fost numai fiindcă trebuia să preia marfa de port sau fiindcă aici îl aducea trenul. Foarte recent
am avut plăcuta surpriză să constat că avea relații de prietenie cu directorul gimnaziului, cu reputatul Nicolae Drog-Barcian, deoarece am descoperit în biblioteca liceului autografele lui Ghica pe acele convorbiri economice către prietenul lui Drog-Barcian. Și mare om Drog-Barcian ăsta la asta. Foarte mare și nemeritat de uitat, de nepus în valoare, deși ceea ce a făcut el pentru orașul nostru nu a mai făcut nimeni. Și revenind la sarcinile unui muzeu județean care trebuie să acopere în lipsa altor instituții de cercetare și de valorificare a patrimoniului celui mai divers. Chiar dacă nu are colecții sau nu are specialiști sau nu are suficient cum să spun volum de aducere a unor piese de mari dimensiuni, da. Mă refer la o secție de istorie a științei și tehnicii care ar fi fost posibilă probabil în regimul totalitar, ceea ce au și reușit prietenii noștri bulgari la ruse. Muzeul Național al Transporturilor din Bulgaria nu este la Sofia, nu este la Varna, este la ruse, pentru motive istorice care sunt valabile și pe malul stâng. Din păcate aici s-a ratat ocazia, iar ulterior graba cu care s-a distrus industria giurgiuveană ne-a împiedicat să salvăm o serie de mărturii ale unor tradiții industriale câte au fost la Giurgiu. Ori una din cele mai importante fabrici de zahăr din țară, da, ar fi meritat, fiindcă a fost un model de dezvoltare, de civilizație pe care nici astăzi la nivelul României mare nu l-avem. Mare dreptate aveți, domnul Emil. Mă gândeam și eu așa, trecând aproape zilnic prin zona. Domnule, ce au făcut belgienii ăștia? Au făcut și producție, au dat de lucru și la țărani, au dat de lucru și la vreo 500 de salariați, le-a făcut și parc, le-a făcut și locuințe, le-a făcut și popicărie, le-a făcut și stadion. Exact. Deci și partea socială foarte bine pusă la punct. Într-o familie, înainte de al doilea război mondial, muncea de obicei bărbatul și cu salariul bărbatului putea să țină femeia, casa și copiii la școală. Este trist că de-a lungul timpului nu am reușit să coagulăm mai multă lume, da. Nu musai sub forma unei asociații cu personalitate juridică sau da. De în jurul ideii de prieteni ai muzeului. Ultimul inginer șef al fabricii de zahăr Giurgiu din perioada capitalistă, deci înainte de 11 iunie 1948, inginerul Zaccarelli, italian, și până acum câțiva ani trăia, sigur soția lui trăiește și acum, este fata mijlocie a lui Ștefi. Deci celebrul Ștefi, cârciumar Ștefi, cu cârciumarul Ștefi, familia Ponte de fel, originar din Marsilia. Stabiliți aici la noi, la Giurgiu, și între timp deveniți foarte, foarte buni români. Deci, deci români de origine franceză. Avem asemenea concetățeni cu obârși în diverse state europene. Da.
am avut foarte mulți pe care poate nu i-am apreciat cum trebuie la vremea respectivă și mulți au plecat. E firesc să, ca oamenii să circule, este nefiresc să nu-și aducă aminte sau să aibă resentimente față de locurile în care au trăit strămoșilor, dar vina în astfel de situații este reciprocă și n-are importanță să o cântărim în procente. Cert este că nu avem abilitatea de a ne folosi de astfel de lucruri. Este o constatare după o viață de activitate într-o sferă unde mă izbesc de modul cum filozofează oamenii asupra relațiilor cu semenii, asupra proprietăților, asupra unor bunuri de care s-ar putea despărți în folosul colectivității, de multe ori fără să solicite bani pentru asta sau o contravaloare, dar dorind ca gestul să le fie apreciat. Este vorba de donatori, de arta de a-ți atrage donatori este dincolo de un talent individual al unui muzeograf sau al altuia, și arta de a-ți face acești prieteni care poate ei sunt mai abili sau au mai mare putere de convingere. Și de-a lungul timpului am avut astfel de oameni care au îndrumat pe alții să doneze către muzeu. Le-au explicat de ce este bine, în loc să părăsească, să arunce sau să le lase unor moștenitori care nu apreciază așa ceva. Câteva piese importante, așa, de mare valoare ale Muzeului Județean Giurgiu, pe care muzeul nostru la Giurgiu le adăpostește, piese istorice. Sigur că avem pentru... Unele poate categoria așa, la unicat. Avem așa ceva pentru multe colecții. Am amintit mai devreme de piesele arheologice. Prin vechime și prin raritate, prin faptul că multe sunt unicate, ele au șansele cele mai mari de a intra în clasificarea tezaur. Dar avem cărți rare, avem publicații periodice unicat în țară, avem documente de mare valoare, unele care aparțin unor somități ale neamului nostru, Marele Diplomat Nicolae Titulescu, spre exemplu. Avem fotografii de epocă, inclusiv ale lui Carol Pop de Sad Marie, fotograf și artist celebru, care de curând i-a fost aniversat bicentenarul nașterii, considerat primul fotoreporter de război din istoria lumii. Apoi există în colecția de arme câteva piese susceptibile de tezaur, între care am mai discutat noi cândva de o piesă salvată de la studiourile cinematografice Buftea, unde era folosită și la tăiat lemne o secure, dar nu o secure de pădurar, ci o secure de factură orientală, persană,
o secură cu două brațe, tipul de armă pe care l-a utilizat Mihai Viteazul în lupta de la Călugăreni și cu care este ilustrat și în celebra statuie ecvestră pe care o avem în copie și noi la Giurgiu. Deci tipul acesta de secure cu două brațe, piesă originală inscripționată cu versete din Coran cu, în limba persană, este o piesă de toată frumusețea. Avem alături de ea o bardă de comandant de factură occidentală de data asta, incrustată cu metale prețioase, numai zona de tăiș din mânerul de lemn probabil s-a pierdut, el a fost înlocuit, însă piesa este excepțională din punct de vedere al valorii intrinseci. Avem și arme de foc valoroase, inclusiv tunurile din fața muzeului, din care mai sunt în România decât 5 exemplare, tunuri model francez pe care le-a studiat colegul nostru Mircea Alexa și care sunt prezentate de un alt coleg mai tânăr într-un catalog, domnul Ionuș Gheorghe, cu concursul specialiștilor de la Muzeul Militar. Avem și niște foarte frumoase piese artistice, între care cea mai spectaculoasă sculptură este descoperită în subsolul clădirii care reprezenta în regimul trecut sediul puterii, confiscată probabil de la vreunul din conacele boierești din Vlașca, o piesă a sculptorului italian Raffaello Romanelli, care a lucrat la noi în țară în vremea lui Cuza, este și datată 1861 și care este inspirată dintr-o scenă mitologică, Amor privind-o pe Venus dormind. O altă sculptură extrem de interesantă este realizată de unul din importanții sculptori români de la începutul secolului 20, Spiridon Georgescu, cel care a realizat, spre exemplu, monumentul pompierilor din dealul Spirii. Da. Așa. Și care a fost prieten în tinerețe cu un fruntaș al mișcării socialiste din România. Comuniștii i-au luat numele și l-au dat Academiei de Partid, adică Ștefan Gheorghiu. Ștefan Gheorghiu, care a fost un idealist, un muncitor autodidact, extrem de talentat orator, deci genul care putea mobiliza masele. Și Spiridon Georgescu, după moartea timpurie a lui Ștefan Gheorghiu, a vrut să îl imortalizeze într-o statuetă care îl prezintă îndemnând masele la revoltă, probabil. Deci, vorbind înflăcărat în fața unui auditoriu. Statueta a existat la sediul Partidului Socialist. Și în 1921 Partidul Socialist a avut un congres unde au dominat cei care l-au transformat în Partid Comunist, au aderat la Internaționala Comunistă de la Moscova. Bine, spune că și Gheorghe Cristescu, primul președinte al Partidului Comunist Român, este Giurgiuveanu, Comura Chimpasat Copaci. Născut la noi în județ, dar adevărul istoric
cei mai bătrâni care au fost informați unilateral în regimul trecut, sigur că da, nu știu, adevărul istoric era că siguranța statului avea, deci Congresul a început legal, dar avea motive să îi aresteze pe cei care votau afiliere la Internaționala Comunistă, fiindcă noi abia realizasem unitatea națională, iar asta însemna trădare. Și ca atare, numai congresiștii care au votat această afiliere, inclusiv săracul Gheorghe Cristescu, de ce spun sărac, fiindcă un alt idealist, el mersese la Moscova, discutase cu Lenin și a crezut în promisiunile făcute, a făcut și pușcărie după aia, i-a venit mintea la cap și după ce a ieșit din pușcărie, a ieșit din Partidul Comunist. Da, s-a întors în Partidul Social Democrat. Da. Însă închiderea sediului după acest eveniment a însemnat și evacuarea bunurilor. Și statueta cu pricina a ajuns la o consignație. De unde peste ani, în 1936, atunci când s-a inaugurat noul tribunal al județului Vlașca, care avea și un sediu pentru barou avocaților foarte frumos, pe care avocații liber profesioniști cu ceva bani în buzunar au pus mână de la mână să-l împodobească și și-au cumpărat de la consignație această statuetă, fiindcă reprezenta un orator care, fără să știe pe cine, nu, nu știu cine, da, că el este mai Gheorghe. Și sub guvernarea regală, regimul autoritar al lui Carol al II-lea, da, sub efemera guvernare legionară, sub regimul de dictatură militară al mareșalului Antonescu, Ștefan Gheorghiu a stat pe masa baroului de-n Giurgiu. Și au venit comuniștii la putere și au fost pe punctul să o trimită la topit, cum au făcut, din păcate, cu multe statui. Decanul baroului a ascuns-o până a trecut zufa, după care a pus-o la loc. Da. Și în 1975 a apărut în revista Magazin Istoric o fotografie a machetei de gips a acestei statui. Și dumneavoastră ați văzut că... În momentul când am identificat despre ce este vorba, profitând de obârșia mea din lumea juriștilor, da, și de relațiile trăia tatăl meu pe care le aveam cu membrii baroului, i-am convins și au transferat-o la muzeu. Și după inaugurarea muzeului am pus-o la loc de cinste în sala care prezenta epoca respectivă și cursanții de la Academia Partidului de la București veneau special să o vadă la Giurgiu. Da. Aceasta este povestea, da, unei statui. Foarte interesant. Care, da, în mod ciudat este a ajuns la noi, da, în oraș. Un exponat de forță al muzeului. Domnule Emil, a trecut foarte repede timpul, extraordinar repede trecut timpul alocat emisiunii noastre. Mă gândesc că mai avem încă multe de vorbit. Aș fi vrut să ne spuneți câte ceva despre Malul Roșu de Giurgiu. Aș fi vrut să ne spuneți, să vorbim mai multe despre Argedaba ca un viitor potențial muzeu de interes național la Popești Mihăilești și de alte locuri pe care dumneavoastră ca și specialist le gândiți și le-ați fi identificat că s-ar preta ca să fie păstrate pentru viitor în condițiile organizării unor muzee în acele locuri. Cu plăcere, fiindcă sunt încă multe de povestit, sigur că da. Vă mulțumim, bună seara, pe o dată viitoare.